mult fericită de să te plândat să fiu în fața dumneavoastră astăzi. Când văd atâta energie și mai ales când văd atâți copii buni, spun și la un loc, mai ales la rezultatele care ne-ați obținut în ceea ce mi-a spus doamna profesor și domnul profesor, mă simt încântat să fiu în fața dumneavoastră. Eu o să mă prezint pe scurt, Dorina Postul este numele meu, sunt viceprimar interimar al municipiului Bârlad și sunt în fața dumneavoastră astăzi să purtăm o discuție referitor la temele pe care dumneavoastră o să le propuneți. Alături de mine este colegul meu, domnul Șorcăr George. Dumneavoastră se ocupă în cadrul primăriei de partea de proiecte europene și, după cum știți, sau mai bine zis, și voi, din păcate, suportați un pic pe perioada proiectului care se desfășoară la școala dumneavoastră și o să vă spună ceva despre proiectul care se desfășoară acolo și care este susținut și de primăria municipiului Bârlad, de Consiliul Local, Municipal Bârlad, Inspectoratul Școlar, Ministerul Învățământului. O să vă povestească un pic despre acest proiect. Și ce putem spune? Chiar spuneam domnul profesor că avem aici un triaj pe numărul 1. Să vă spun copiii mei, tot acolo nu le-au învățat, s-au educat, acolo nu sunt studenți amândoi. Deci, avem dovadă, e clar că și voi o să alegeți aceeași cale, o să fiți în continuare mândrii acestei școli și, de ce nu, a municipiului Bârlad. Și peste ani și ani să vă duceți aminte de această întâlnire și să ne întâlnim cu plăcere în municipiul Bârlad de această dată, să ne întoarceți înapoi și împreună cu noi să puneți umărul la dezvoltarea prin reprezentanții lor, să vedeți că tot problemele e că, na, ei mă trebuie să mântui, dar cu creșcanții mai nu mă mai departe. Cine-ți face viața? Haideți! Proiectul este are de finalizare 31 decembrie 2015. Nu
știi ce șanse avem, nu știu. Cred că a ajuns pe ce se pe ce se casă, nu? Deci este clar că până la sfârșitul anului proiectul se încheie și că așa e, aia o să mergeți în șpata nouă, modernă, cea mai modernă din municipiul Răbdare. De ce nu inventați clase speciale pentru pregătire? De ce nu? Stai să n-am auzit. Inventați clase speciale pentru pregătire. Spații speciale pentru pregătire. Pentru pregătirea școlară, trebuie, probabil, nu? Și cum te-ai gândit tu să fie acest spațiu? Din punctul tău de vedere, că e foarte important părerea ta. Ca o clasă. Da, adică are vedere. Ca o clasă. Ca o clasă. Ei, ca atare, aici, domnul profesor, cu siguranță problema ta o vor ridica într-un consiliu profesoral. Și dacă o să vină și de la alți copii, probabil se va constitui o clasă în care se poate face cursul de pregătire. Și domnii sau doamnele profesori din școala noastră să poată să vină să asiste la voi sau să vă sprijine acolo unde sunt probleme. Cu siguranță, din ce știu eu, chiar sunt destul de multe școli și licee care oferă chiar în mod gratuit consiliere profesorală și bineînțeles parte de pregătirea acolo unde sunt. Unde copiii au probleme, pentru că este și mândria dumneavoastră ca școala respectivă să fie una dintre cei mai bune. Există o competiție internă, de știu eu, la nivel de școli, din principiul.